Prin ordonanța de urgență 95 din 2021 a fost aprobat Programul Național de Investiții Angel Saligny, cunoscut și PNDL. Proiectul se adresează unităților administrativ-teritoriale din țară și are o durată de valabilitate până în 2027. Practic, prin programul acesta, primăriile și asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot solicita sprijin financiar de la guvern, fără repercusiuni, pentru alimentare cu apă sau stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare, canalizare pluvială și sisteme de colectare a apelor pluviale. Mai pot cere bani pentru drumuri, inclusiv centuri ocolitoare, pentru poduri și pasaje, inclusiv pasaje pentru biciclete, și sisteme de distribuție a gazelor naturale. Multe comune din România folosesc acest program și probabil ai tot auzit și pe la televizor sau pe internet sau ai văzut primarul din orașul sau satul tău promițând să-ți bage canalizare și gaze sau să repare un drum prin programul Angel Saligny. Totuși, cine e nene Angel Saligny și de ce i s-a pus numele pe o chestie atât de importantă? Când ai fost la mare cu mașina sau cu trenul, cel mai probabil ai trecut peste Dunăre pe podul de la Cernavodă, un ansamblu de poduri imens impunător din metal care face posibilă trecerea peste Dunăre, evident, autoturismelor, dar și a trenurilor. La momentul inaugurării inițiale, adică 14 septembrie 1895, podul de la Cernavodă, cu rețeaua sa complexă și fascinantă de căi ferate, era cel mai mare pod, fiți atenți aici, cel mai mare pod din Europa și a rămas așa multă vreme. Drept dovadă, după aproape un secol și trei decenii, structura podului de cale ferată și pilonii care formează o adevărată operă de artă n-au fost modificați, reconstruiți sau înlocuiți cu alte structuri, iar de acel pod este responsabil inginerul Angel Saligny. Pe lângă inginer constructor, a fost și pedagog, academician și chiar ministru. Se pare că suficient de bun încât să-l convingă pe regele Carol I să încredințeze faimosul pod. Contribuie mult la progresul ingineriei de calitate din țara noastră și este printre primii pionieri susținători ai industrializării și dezvoltării tehnice. Acum poate te întrebi de ce vorbesc atât de entuziasmat de un om care nu prea are nume românesc și îl numesc cel mai important inginer român. E bine, familia lui Saligny este de origine franceză. A fugit Angel al nostru din Franța din cauza conflictelor dintre hugenoți și catolici și așa Alfred Rudolf de Saligny ajunge în nord-estul României, în zona Moldovei. Se căsătorește cu Maria Zarska Dobzhansky, iar foarte româncă, și după unirea principatelor devin amândoi cetățeni români. Ipso facto e român. Iar în această nouă familie se naște Alfons, Sofia și Angel. Ambii soți, acum Saligny, au o educație deosebită, știu desigur franceză, dar și germană, au o vastă cunoștință de geografie, istorie, matematică și muzică, cântând la pian. Astfel, cei doi străini ajung în România să se ocupe de educația copiilor de boieri din familiile Ghica, de exemplu, Șuțu, deci n-ar trebui să te mire faptul că Angel și frații săi sunt bine educați, strict, pe sprânceană. Mai mult de atât, cu ajutorul familiei Șuțu, soții Saligny deschid la Focșani un fel de școală unde educă copiii boierilor, nu doar pe ei lor. Pentru că lucrurile nu pot să fie clare, o să găsiți pe internet date diferite despre nașterea lui Angel Saligny. Și asta pentru că țara avea o altfel de organizare atunci și avem parte și de o diferență de date create de vechiul calendar. Astfel, în 1859, pe 25 aprilie sau pe 2 mai, se naște cel de-al doilea fiu al familiei Saligny, Angel. Se naște într-un han din comuna Șerbănești, Tulcea. Nu te grăbi să mă contrazici în comentariu, pentru că da, azi pe acel teritoriu se află alt județ, Galați, dar na, s-au schimbat lucrurile. Totuși, ei nu stăteau acolo, s-au oprit la acel han pentru că i-a prins o ploaie foarte puternică pe drum spre casă, iar Angel a decis că acela era momentul potrivit pentru a ieși. Există o povestioară care face și mai strânsă legătura inginerului cu podurile, dar care va da și mai mult farmec podului de la Cernavodă. Când treci pe acolo, amintește-ți că în ziua în care Angel s-a născut, a plouat atât de tare încât totul s-a inundat, chiar și hanul, iar nou-născutul a fost salvat în ultimul moment, pătuțul lui era să fie luat de viitură. Astfel, din prima zi de naștere, Angel
calcă pe apă. Cum spuneam și mai devreme, de educație se ocupă părinții. Primele 4 clase le face la institutul acestora, iar pe următoarele 4 la ceea ce știm astăzi drept Liceul Unirea. Din nefericire, pentru că Angel nu se acomoda cu profesorii și ajunsese să aibă note tot mai mici, părinții decid să vândă totul și să se mute la Potsdam, în Germania, pentru ca cei doi băieți să-și continue studiile în liniște, ceea ce se și întâmplă și, din fericire, rezultatele au fost cele sperate, cei doi excelând la școală. Sora mai mică a lui Angel, din nefericire o victimă a vremurilor, nu a avut parte de aceeași educație, i-a ajuns doar la conservatorul din Berlin. Spun victimă pentru că în timp ce sună cool conservator, cam acolo se termina educația fetelor, erau lăsate să învețe muzică. A avut o soartă bună, desigur, dar ca să nu se creadă că numai bine, nu era așa bine pentru fete pe vremuri. Și mai deschid o paranteză, Alfons, fratele mai mare al lui Angel, a făcut parte de asemenea din Academia Română, a adus și el o contribuție substanțială în cercetarea chimică vis-a-vis de materialele din care pot fi construite drumurile și podurile, dar Angel este mai important. Iar el își începe drumul academic foarte diferit de cum te-ai fi așteptat. Este pasionat de matematică, dar și de lucrurile care se petreceau dincolo de atmosferă, așa că se înscrie la facultatea de astronomie de la Universitatea din Berlin. Aici își pierde destul de rapid răbdarea, înțelege destul de rapid că pasiunea lui pentru matematică trebuie utilizată într-un mod mult mai constructiv și util, începând să-și dorească să construiască lucruri frumoase, dar să învețe și să le facă fiabile prin calcule matematice precise. Astfel se retrage de la facultate, se înscrie la Școala Tehnică Superioară din Charlottenburg, pe lângă Berlin, și la vârsta de doar 20 de ani, Angel Salini devine inginer constructor. Lucrează pentru o vreme imediat după absolvire la realizarea unor linii de cale ferată în Germania. Nu durează prea mult ca inginerii cu experiență să observe nu doar rigurozitatea, precizia, ci și creativitatea cu care gândea lucrările. Când nemții au vrut să ofere un post permanent de inginer, Angel refuză categoric. Singurul său argument, și poate cel mai important, este acela că își dorea să se întoarcă în România. Țara, care, așa cum spunea el, îl adoptase și îl protejase în vremurile dificile ale familiei Salini. O adevărată lecție de patetism. Un gest pe care românii îl fac tot mai rar. Din fericire, nu pleacă cu mâna goală din Germania, înainte de a părăsi țara, o întâlnește pe Teresa Kona, femeia care avea să-i devină soție și care îi oferă 3 copii, Eugenia, Mihail și Sofia. Pentru că vremurile erau grele, rata de supraviețuire n-a fost bună, Eugenia și Mihail nu supraviețuiesc copilăriei. Angel Salini pleacă din Germania cu experiență pe șantier de un an, iar la 21 devine inginer ordinar clasa a 3-a la Serviciul de Poduri și Șosele din România. Datorită profesionalismului și priceperii deosebite, lucrurile evoluează rapid. Trece prin toate gradele de inginer, apoi devine inspector general, director general, ministru în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, membru corespondent și apoi permanent al Academiei Române și nu în ultimul rând, vicepreședinte și președinte al Academiei Române. Din 1875 începe proiectarea și construirea căii ferate Ploiești-Predeal, inclusiv podurile aferente sub atenta coordonare a inginerului Gheorghe Duca. În perioada 80-85 proiectează și se implică în executarea lucrărilor de cale ferată, inclusiv a podurilor aferente pe rutele Ajud Târgu Ocna, Bârlad Vasului Iași, da? Căile ferate pe care mergem noi astăzi sunt proiectate de Angel Salini, unele rămânând fix aceleași puse de el atunci, acum aproape 150 de ani. În perioada 1885-1890 se ocupă de podurile metalice de la Brăila și Galați. În aceeași perioadă, 88-89, este cel care utilizează pentru prima dată în România betonul armat și îl folosește pentru construirea silozurilor de cereale de la Brăila și Galați. Mai aduce o premieră, de această dată mondială, cu silozurile din cele două regiuni, fiind pentru prima dată când un inginer construiește silozuri hexagonale, cu pereți prefabricați, lipiți între ei cu beton armat. Și acum vine partea absolut genială, silozurile sunt încă în picioare și funcționale, sunt chiar declarate monumente istorice de importanță națională. Cel de la Galați este locul în care sunt aduse astăzi cerealele din Ucraina. Dar nu stau în picioare degeaba.
Principala grijă a lui Angel Salini era fiabilitatea. A inovat mult tehnicile de construire din România, atât pentru construcțiile de fier, cât și pentru cele din beton, realizând lucrări care sunt în picioare și în ziua de astăzi, având o structură rezistentă. El mai proiectează și lucrează la multe poduri și clădiri din zonă, construind inclusiv fabrici cu hale, chiar a refăcut unele poduri vechi de peste Siret. Iar pe portul din Constanța, cel mai important punct de acces atunci când vine vorba de comerțul din România, Angel Salini își pune amprenta, construind lucrări încă funcționale. De fapt, știi ce? N-are rost să-ți mai tot spun ce a rămas în picioare din toată munca lui, că e greu să găsești ceva ce să nu fi rămas. A construit clădirea administrativă a portului, pe care o vezi și astăzi, dane, cheiuri, bazine de acostare, platforme și dispozitive de încărcare și descărcare și poduri și drumuri de acces, toate bine mersi în picioare. Să vorbim despre lucrarea care l-a pus pe Angel Salini pe lista celor mai mari constructori ai lumii. Mai bine. Încă din 1855, domnitorul Barbu Știrbei își punea problema ridicării unui pod care să lege Dunărea de Marea Neagră, dar lipsa tehnicii și a resurselor de orice natură amână proiectul curajos. 30 de ani mai târziu aproape, în 1883, regele Carol I, împreună cu administrația sa, decide construirea unui pod imens de cale ferată peste Dunăre, în zona Cernavodă. Ideea nu era nouă. Așa cum se obișnuia printre marile lucrări publice, România organizează un concurs internațional la care se puteau înscrie ingineri și firme de construcție din toată lumea. La concursul inițial s-au înscris numai puțin de 8 firme din Germania, Elveția, Belgia și Franța. Printre acestea se număra și o firmă a cărui inginer era Gustav Eiffel. Niciun proiect nu a fost suficient de bun însă pentru rigorile impuse de astfel de lucrare. În 1886 se organizează un al doilea concurs, iar la această dată avem 5 firme, doar 3 dintre acestea întorcându-se de la primul concurs. În comisia din ambele concursuri, în calitate de secretar, se afla și Angel Salini. Și pentru că niciun proiect venit de la o firmă străină nu părea de încredere, nu era fiabil, dar să mai și coste decent, Comisia de Adjudecare a Ofertelor, împreună cu Direcția Generală a Căilor Ferate Române, decide să-i ceară lui Angel Salini să facă un proiect și el pentru acest pod. Astfel, la vârsta de doar 33 de ani, în 1887, Angel Salini este pus de Ministerul Lucrărilor Publice în fruntea echipei de ingineri ce avea ca scop construirea unei linii de cale ferată între Fetești și Cernavodă, cu tot cu podurile aferente. Înainte de a începe lucrările, Angel Salini a dorit să facă o vizită în Scoția pentru a vedea un pod feroviar construit tot pe grinzi cu console. Era la acea vreme un pod uriaș, cum nu mai văzuse Europa, iar Angel a dorit să discute cu proiectanții, să ia sfaturi, să se intereseze de materiale, de tehnici și așa mai departe. Întors la București, cu perspective noi, organizează o comisie specială în cadrul CFR, formată numai din ingineri români, majoritatea foști elevei săi. Cu multă muncă de proiectare, multă organizare, Angel Salini și echipa sa stabilesc traseul căii ferate, materialele de construcție necesare, structura și dimensiunile podurilor și așa mai departe. Cred că ai adormit destul de bine deja. Și așa, la 1 decembrie, 1889, a fost predat proiectul în forma finală. Nu cred că mai era vreo urmă de îndoială dacă proiectul lui Salini va primi sau nu aprobare și din primele zile ale lui 1890 încep licitațiile publice pentru firmele care urmau să furnizeze materialele și să se ocupe de construcția în sine. Astfel, pentru podul peste Dunăre a fost responsabilă firma franceză Fives Lille, pentru podul peste brațul Borcea, grupul francez Schneider Crusoe, iar pentru viaducte firma belgiană Coquerel. La cererea lui Fives Lille, CFR trebuia să-și asume orice calcul făcut, iar Angel Salini își asuma oficial fiecare parametru de construcție și supraveghea atent tot procesul pentru a se asigura că direcțiile sunt respectate. Și așa, în octombrie 1890, se dă startul lucrărilor de construcție. Acestea nu durează nici mult, nici puțin. La doar 5 ani de la începerea lucrărilor, sistemul de căi ferate și poduri care legau Fetești și Constanța erau gata. La ora 9:05 dimineața, din gara de nord, din București, pleacă un tren plin de oficiali, inclusiv regele, iar la ora 12:30 ajunge în gara la Fetești. Trenul se oprește și în prezența regelui este pus ultimul nit al podului, un nit simbolic din argint. Cu o viteză fenomenală de 60 de km la oră, trenul trece peste podul de la Cernavodă, într-un haos produs de sirenele locomotivelor, fanfară și sirenele vapoarelor oprite pe Dunăre pentru a asista la inaugurare. Imediat după, accelerează și mai mult la viteza de 80 de km la oră, trecând peste al doilea pod. Pentru a-și garanta lucrarea în tot acest timp, Angel Salini stă sub pod, într-o șalupă, alături de toți muncitorii săi.
Acum, deși a fost detonat, construit și reconstruit, podul peste brațul Borcea respectă încă indicațiile lui Salini. Podul de la Cernavodă era la acea vreme cel mai mare pod feroviar din Europa, avea intrare principală cu o deschidere de 190 de metri și alte 4 intrări cu deschideri de 140 de metri. Viaductul închis, prin anii 60, avea numai puțin de 15 deschideri, a câte 60 de metri fiecare. Exceptând structura solidă din apă, podul avea o înălțime pornind de la nivelul Dunării de 30 de metri pentru a putea permite trecerea pe dedesubt a oricărui tip de embarcațiune. Întregul complex avea atunci 4087,95 de metri și era al treilea cel mai mare din lume. Iar astăzi, imensul pod din metal este considerat unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase astfel de poduri din lume. Acesta este apogeul carierei de inginer al lui Angel Salini. Urmează ani buni de muncă, mai ales academic, iar la vârsta de 71 de ani, pe 17 iunie 1925, inima lui Salini se oprește. Astăzi, proiectul de dezvoltare a infrastructurii naționale îi poartă numele pentru că el a fost unul dintre cei mai buni ingineri pe care a văzut România și nu numai. De asemenea, priceperea lui este dovedită de construcțiile care îi poartă semnătura și stau încă în picioare, la mai bine de un secol de la construire.